Salut, Lei! Voi face citirea pentru luna septembrie. Relații. Relațiile voastre în luna septembrie. Vom întreba în primul rând oracolul Lenormand pentru relațiile voastre în luna septembrie. O scrisoare, primiți o veste, o veste, cineva vă trimite o veste, vă transmite ceva, poate fi bună sau rea, vom vedea mai departe ce se întâmplă în relație sau ce sfat vă dă, ia uitați, un bărbat, o persoană mai în vârstă și o femeie. Deci vorbim aici despre situația voastră. Probabil că voi, dacă sunteți bărbați, sunteți voi, veți primi o informație, veți primi un sfat din partea unei persoane care este un fel de frate mai mare, unchi, un șef, cineva care încearcă să vă ajute, încearcă să vă orienteze. Și primiți această, să zicem, sfat legat de o femeie. O femeie care știe să vă manipuleze, o femeie care își urmărește interesele și voi primiți acest sfat legat de această persoană. Dacă sunteți femei, s-ar părea că voi poate veți da un sfat unui bărbat sau voi sunteți într-o relație cu o persoană, cu un bărbat normal, și acest bărbat primește sfaturi din partea unei persoane mai în vârstă, sfaturi legate, poate că nu sunteți într-o relație stabilă, poate că sunteți numai așa, prieteni, și îl sfătuiește să în privința unei femei. O femeie care, așa cum am spus, este destul de vicleană și știe să-l manipuleze pe acest bărbat. Deci, el s-ar putea să aibă o alegere de făcut. Să vedem ce ne spune și tarotul druid. Deci, relațiile voastre în luna septembrie. Soarele. Vă doriți și soarele, să știți că reprezintă tot leul. Reprezintă acea fericire, dorința de a fi fericiți, să străluciți, căldură, forță, putere. Asta reprezintă acest copil care călărește, el e foarte mic, dar călărește un cal și are acea lumină. Deci cam asta vă doriți voi în această lună. Să vedem cum este relația voastră. Nu-i deloc strălucită. Țineți minte, 3 de spade. Deci este o relație în care ați fost trădați. Sau, deci chiar dacă sunteți femeie sau bărbat, ați fost trădați. Așa cum am spus, ați observat, apare acea femeie, da? Care vă manipulează.
fie că vă manipulează pe voi direct și sunteți bărbați, fie că vă manipulează prietenul, partenerul de viață. Și aveți această trădare în relație. Voi aduceți în această relație forță, energie, hotărârea de a începe ceva, de a începe o călătorie, de a începe un proiect, de a începe ceva, să construiți ceva, să faceți ceva. Poate fi vorba și de acea dorință de a obține o locuință, de a avea o locuință proprie. Deci este un început pentru lei. Vă doriți o prietenie nouă, vă doriți ceva în viața voastră care să vă aducă într-adevăr energie, strălucire. Partenerul gândește foarte bine ce vreți voi. Echilibrează aceste forțe. Deci ceea ce aduceți voi, dorința voastră, ce comunicați voi, partenerul le cumpănește foarte bine. Este îngerul cumpătării. Această femeie echilibrează aceste lichidele care sunt energii, încearcă să obține un echilibru, dar și ea își dorește acel curcubeu. Este tot o fericire, nu? Toată lumea se bucură când vede curcubeu. Așa și curcubeul apare după o furtună, nu? Deci este foarte mult de discutat, să știți, pentru o singură arcană, dar timpul e limitat. Și am putea spune că totuși nu este pe punctul de a spune nici da, nici nu. Vrea să se convingă, vrea să vă aducă în puterea ei sau să ajungă acolo unde își dorește. Ce gândiți voi? Gândiți la un rege de cupe, un bărbat sentimental, romantic, care ar putea să vă ajute. Este o persoană care poate să vă protejeze. Voi vreți protecția lui, bunăvoința lui. Și dacă primiți această bunăvoință a lui, poate că rezolvați niște situații. Trebuie să fiți foarte atenți și voi nu știți nici voi cum să-l luați, fiindcă dacă îl răniți, dacă se simte jignit, s-ar putea răzbuna. Și atunci voi trebuie să fiți foarte prudenți. Și la asta vă gândiți, adică îi cunoașteți firea. În schimb, partenerul vostru gândește la bani. Gândește că va primi banii, că acești bani îi aduc un spor, ore suplimentare, ore după program, deci am mai făcut, o altă normă, am mai lucrat undeva, două servicii, dar are mai mulți bani, asta reprezintă, și se gândește să echilibreze plățile astfel încât să-i rămână bani de distracție. Este foarte cumpătat partenerul vostru de viață, că am putea spune că este o persoană foarte care știe să caute echilibru. Poate fi vorba chiar de un săgetător. Și voi vă apare din nou 4 de băte, arătați celorlalți că vă ocupați de casă, vă ocupați să căutați o locuință, să închiriați o locuință, să cumpărați o locuință, să modernizați o locuință. Sunteți foarte agitați pe această problemă cu locuința. Asta arătați celorlalți. Partenerul de viață arată că, de fapt, chiar dacă, ceilalți zic, păi te-a trădat, dar el este mulțumit cu relația pe care o are. Și asta înseamnă 9 de cupe. Arată această mulțumire, această bucurie. El se simte bine în această relație. Nu-l deranjează ce s-a întâmplat, acea trădare. Iată, această persoană, probabil, care, fiind o persoană care încearcă să vă manipuleze, ea s-a implicat în relația pe care o aveți cu o altă persoană și aici primiți un sfat, sau voi sau partenerul vostru de viață primește un sfat de la o persoană în vârstă.
Și dacă ne uităm, ăsta este, să țineți cont de sfatul pe care îl primiți. Dacă ne uităm aici, voi lei căutați până la urmă să-i faceți pe plac partenerei sau partenerului de viață și vă preocupă locuința. Arătați că vă ocupați de această locuință, veniți cu energie, cu hotărâre, dar vă gândiți și la acesta care poate fi chiar prietenul, care ursul care vă ajută. Vă dă niște idei. Și aici vorbim de partenerul vostru de viață, care în final știe să echilibreze energiile, știe să se echilibreze și pe el sau pe ea, astfel încât să țină fruntea sus în fața celorlalți. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună septembrie frumoasă, cu împliniri. Și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte și v-au plăcut aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!